Urmarea unei analize proprii va fi prezentată spre apreciere conducerilor Ministerului Public și Ministerului Justiției o propunere de reconfigurare a competenței materiale a DIICOT cu privire la infracțiunea de evaziune fiscală, în sensul stabilirii unui prag valoric însemnat al prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului, asociat sau nu, cu constituirea unui grup infracțional organizat, o propunere cu privire la reanalizarea incriminării infracțiunii prevăzute de articolul 367 din Codul Penal, în conformitate cu dispozițiile Convenției Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, adoptată la New York la data de 15 noiembrie 2000, și totodată o propunere privind modificarea articolului 86 aliniatul 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 194/2002 privind regimul străinilor în România.